Își iubește meseria și nu ratează nicio ocazie să fie la curent cu cele mai noi tendințe în materie de modă. Dovadă stă și cel mai important târg de modă masculină din Italia, la care stilistul Adina Buzatu a ținut morțiși să participe. Doar se stabileau must-have-urile acestui sezon. Și cu mașchia nu sare departe de trunchi, fica Adinei, Sara, a moștenit pasiunea mamei sale pentru vestimentația masculină, așa că a însoțit-o la târg. Și nu asta degeaba. Cu aparatul foto la gât, Sara s-a distrat fotografiind nume grele ale modei internaționale sau simpli italieni, al căror stil vestimentar a atras-o. Adina și Sara sunt invitatele mele astăzi. Bună, fetelor, și bine ați venit la Observator! Bine v-am găsit! Ce faci, Sara? Bine! Cum a fost în Italia? Foarte frumos, destul de obositor pentru că noi am muncit. Noi nu stăm pur și simplu. Voi ați muncit? Deja face parte din echipă? Face parte din echipă, mă ajută foarte tare și mi-este foarte greu fără ea. Am mărturisit-o față de ea, mi-a părut rău inițial că am scăpat pur și simplu porumbelul. Am fost în iunie fără ea și chiar mi-a fost îngrozitor de greu. Plus că toată lumea deja o cunoaște și întreabă de ea. Ea deja merge de 4 sezoane? Cred că de 4 sezoane și cunoaște tendințele, e în formă, cunoaște persoanele de acolo și se întâlnește cu vechi prieteni cu care mai și corespondează pe net. Mi se pare foarte haios că un copil la vârsta ei are posibilitatea să învețe niște lucruri fără a-i fi predate și băgate cu lingurița și insistat pe tema respectivă. Să meserie, altfel spus. Exact. Care e rolul tău exact, Sara? Păi, eu mă ocup de partea tehnică, de poze și de scrisul comenzilor pe calculator. Și fotografiile pe care le vedem acum sunt realizate de tine? Da. Iar în rest mă sfătuiesc cu mama, ne întrebăm, de exemplu, dacă un model este bun sau nu, chestii de genul. Și are talent deja. De preț. Într-adevăr, mă susține foarte, foarte tare. Iar problema tehnică e într-adevăr foarte importantă, mai ales că eu nu prea am nicio legătură cu tehnica. Pentru mine un laptop e mai dificil de folosit decât, nu știu, decât să conduci mașina sau nu știu ce vrei. Unde a avut loc târgul La Florența, acesta? A fost un târg la Florența, după care noi am plecat la Milano, tot așa, pentru comenzile de iarna viitoare, pentru că noi facem comenzile foarte devreme, bineînțeles, tendințele sunt deja trasate, toate brandurile au colecțiile de iarna ce viitoare. Ce se poartă în acest sezon mai întâi? Hai să vorbim de vara aceasta, exact. Pentru că e prea departe iarna viitoare, ne mai vedem până atunci, se poartă culori, se poartă ținute din materiale naturale, este foarte important. Culori ce înseamnă? Se poartă roșu. Bărbații poartă roșu. Poartă roșu, da, dar depinde cum este asortat. Încercați să nu exagerați. Pentru un stil de bun gust, să spunem, este bine să nu exagerați. Încercați să vă compuneți ținute care să se potrivească cu propria dumneavoastră personalitate, dar să le purtați cu mult curaj. Între cele două plecări am avut evenimentul cu burlacii anului, pe care i-am pregătit pentru nuntă, pentru că se știe că doar de obicei îmbrac bărbații pentru nuntă și sunt deschisă și tuturor mirilor le ofer consultanță gratuită, își fac programare cu mine. Ei bine, asta am făcut și cu burlacii anului 2010, chiar dacă nu toți vor să se însoare, după cum am înțeles, unii dintre ei fug de însurătoare. Eu i-am pregătit de nuntă, le-am făcut ținute și ați văzut pozele, vedeți pe ecrane, nu chiar în momentul acesta, dar a fost acum vă foarte vedem interesant. Pe voi, la târgul din și Italia și bărbații italieni. Sara, ce părere ai? Cum se îmbracă italienii comparativ cu românii noștri? Sunt foarte, foarte fashion, țin cont de toate detaliile, toate materialele lor sunt 100% naturale, nu poți să vezi alte chestii pe ei. Și mereu țin cont de detalii. Știu că o eșarfă schimbă complet ținuta, o pereche de buton mai speciali. Sunt mai îndrăzneți decât da. Românii în ceea ce privește stilul vestimentar? Da.
mult mai îndrăzneți. Sunt mai îndrăzneți și au mai multă încredere în sine. Problema este că de multe ori bărbații români își doresc, dar le e frică să nu greșească și din teama aceasta rezultatul nu e întotdeauna bun. Au tendința să copieze un prieten pe care l-au văzut și și-a cumpărat o pereche de pantofi, să spunem, și a arătat bine cu ei. E foarte important să încercați să vă găsiți stilul personal. Chiar dacă purtați culori, chiar dacă nu, chiar dacă adoptați moda slim fit, pentru că acum toate tăieturile sunt pe corp, fie că nu. De recomandat însă este să acceptați tăieturile pe corp, indiferent de forma în care sunteți. Sunt persoane plinuțe, cărora totuși le stă bine cu un sacou nu strâmt, nu mulat, nu să crape pe burtică, ci doar să urmărească elegant linia corpului. Acela va subția față de cel lărguț. Este foarte important atât în cazul mirilor despre care vorbeam mai devreme, dar și în cazul ținutei de zi cu zi la birou sau de ce nu ținutei casual. Este foarte important să se așeze bine hainele și v-am spus, un pic mai mult curaj și încredere în voi. Pentru că arătați bine, bărbatul nu trebuie să aibă dimensiuni perfecte, ci doar să fie inteligent, să se pună în evidență. Seriile cum vi le petrece în Italia? De obicei ajungeam mai devreme la hotel pentru că ne pregăteam pentru a doua zi și citeam sau ne culcam mai devreme, depinde cât de obosite eram. Am înțeles că a avut loc și un incident cu gentuța, da. Despre ce-i vorba? Da. Mai puțin ne duceam la prevăzut. Hotel să citim atunci când nu luam cina în oraș, am luat cina de câteva ori în oraș și eu de obicei evit când mă duc singură, dar când merg cu ea, mâncăm, pentru că aici nu am timp să țin dietă și atunci o țin acolo, dar a fost ok, am ieșit cu mulți prieteni și a fost frumos. Incidentul a fost neplăcut pentru că exact în ziua în care am ajuns la Milano, adică duminica trecută, am zis o zi pentru noi. Era jumătate de zi, de fapt, haideți să facem puțin shopping. M-au furat geanta. Nu s-a mai pus problema de niciun shopping, bineînțeles, pentru că am rămas fără credit, fără cărți de credit, fără bani, fără acte, fără nimic. Pur și simplu... Cum ai reușit să te descurci? M-am descurcat pentru că am și foarte mulți prieteni acolo. Imediat m-am dus, am făcut plângere la autorități și se pare că îi vor și prinde. Se pare că sunt români. Ne-au și spus de altfel polițiștii, m-am simțit foarte prost, recunosc, m-am fost și eu rea și am spus foarte bine vă fac, asta este, că au fost puțin răi, mă rog, dar cert este că se pare că îi vor prinde, m-au trimis imediat oamenii mei bani, am prieteni acolo care au venit și ne-au ajutat, dar nu este plăcut pentru că sunt lucrurile tale, nu e vorba de o geantă, ci de ce aveai înăuntru, poate și rujul acela care era valoare consumat sentimentală. De sentimentală. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit astăzi la Observator și pentru că am cunoscut-o pe Sara. Cu mare drag vă pup și oricând venim cu drag.